Tensiunile în filiala mehedințeană a Partidului Mișcarea Populară sunt de domeniul trecutului, iar activitatea membrilor de partid se desfășoară normal, ne-a asigurat astăzi președinte interimar al PMP Mehedinți Răzvan Roșca, motiv pentru care pregătirile pentru organizarea conferinței județene sunt în linie dreaptă. Aceasta va avea loc în data de 9 decembrie. La fel de important este cooptarea în cadrul organizației, de noi membri, care au notorietate și au demonstrat din punct de vedere profesional în domeniile în care activează. Vis-a-vis de primul punct, vreau să vă spun că l-am îndeplinit în sensul că în cadrul organizației nu mai sunt niciun fel de tensiuni, colegii noștri lucrează foarte bine, consilierii locali pe care avem în județ au activitate activă, cât și consilierii municipali din municipiul Drobeta, Turnu-Severin, la fel, suntem foarte activi, nu mai sunt tensiuni, asta este bine. Vis-a-vis de punctul numărul 2, vreau să vă comunic următorul lucru. Zilele trecute am finalizat calendarul acțiunilor premergătoare a legilor care vor avea loc în cadrul conferinței județene și vă anunț că acest calendar va debuta de pe data de 1 noiembrie și se va finaliza pe data de 9 decembrie, dată la care am stabilit că vom organiza această conferință județeană. Numărul membrilor PMP s-a mărit în aceste zile prin cooptarea în echipa mehedințeană a cunoscutului medic severinean Marian Boiangiu. Când am plecat de acasă, soția mi-a spus: ai grijă unde te bagi, ce faci, să nu te compromiți, pentru că în politică ai văzut ce fel de oameni sunt și că lumea nu-i vede cu ochi buni. Mă îngrijorează și sunt îngrijorat pentru ce se întâmplă și cum se întâmplă. Și consider că politica trebuie făcută de oameni. De oameni de caracter, de oameni de calitate. Acum, să nu fim prea serioși și să dăm prea mare importanță titlurilor de vicepreședinte sau nu știu cum. Eu mă consider specialist în domeniul sanitar. Adică la organizare sanitară. Și dacă pot să conving cât mai multă lume, cât mai mulți decidenți de ce trebuie și cum trebuie făcut în domeniul sanitar, eu mă declar mulțumit cu această activitate. Sincer, partea de politică pură mă depășește. Și nici nu vreau să mă bag acolo unde nu sunt suficient de competent. Dar în organizare medicală consider că mă pricep. Mă mai pricep, zic eu, și la învățământ. De ce? Pentru că este tragic când auzi că 62% din populația României sunt analfabeti funcționali. Ce înseamnă chestia asta în legătură cu medicina? Că cei care au făcut aceste programe școlare n-au ținut cont de fiziologia efortului intelectual, n-au fost făcute programele din învățământ, n-au fost făcute cu ajutorul medicilor de specialitate, psihologi, psihiatri. Și ca atare, mulți nu pot să facă față acestui sistem. De sistemul sanitar, ce pot să spun? Toți fug ca de foc. Toate partidele aflate la putere, în campanie se laudă că vom face ordine, vom aduce îmbunătățiri, vom face... Când, în momentul când ajung la putere, nu știu cum să scape de acest sistem sanitar, pentru că li se pare că este ceva îngrozitor să te apuci acum să-l schimbi. Și ca atare, nimeni nu a făcut absolut nimic în acest sector. Nu am pretenția că se poate face o minune de pe o zi pe alta, nu am pretenția că vom face noi de aici ceva, dar voi încerca să conving cât mai multă lume, cât mai mulți decizi, din absolut toate partidele. Pentru că dacă nu colaborăm sau nu colaborează decidenții din diverse partide între ei, nu pot să rezolve un astfel de sistem atât de greu. Subiectul colectiv intens discutat în cei 2 ani trecuți de la tragedie a fost dezbătut și la conferința de presă a celor de la PMP Mehedinți, și asta în condițiile în care, până acum cel puțin, s-a discutat mai mult decât s-a făcut pentru ca astfel de tragedii să nu mai aibă loc. După cum bine știți, a cerut constituirea unei comisii parlamentare care să ancheteze aceste evenimente. Practic, domnul Traian Băsescu, la vremea respectivă, a adus în discuție faptul că ministrul de la acea vreme a ascuns românilor situația din spitale, în sensul că ne asigurau la vremea respectivă că bolnavii și victimele acelor evenimente vor primi un tratament
echivalent celor din Israel, Austria, Germania și alte țări în care au fost tratați pacienții, lucru care a fost total neadevărat. Ei au știut despre aceste infecții nosocomiale din spitale și cumva, dacă se activau mecanismele europene de situații de urgență și puteam să transferăm din timp acei bolnavi în străinătate, poate numărul victimelor astăzi era mult mai mic. Din păcate, acest lucru nu s-a făcut, motiv pentru care, v-am spus, Partidul Mișcarea Populară, prin reprezentanți în Parlament, au cerut constituirea acestei comisii parlamentare. Sistemul sanitar are nevoie de o mai bună organizare pentru a fi perfect funcțional, este de părere medicul Marian Boiangiu. Toată lumea are impresia că sistemul sanitar este foarte complicat și trebuie făcut o nouă lege. Iar eu vă spun că legile care guvernează sistemul sanitar din România sunt destul de europene, destul de bune, numai că nu se aplică unele și altele se aplică defectuos. Schimbările care trebuie făcute în sistemul sanitar sunt minime, mai mult de voință politică decât de schimbări masive, de legi, de structură și așa mai departe. Ca atare, cu o minimă organizare, se pot face în timp foarte scurt, un sistem sanitar absolut european din toate punctele de vedere. În data de 9 decembrie, PMP Mehedinți își va alege o nouă conducere ce va primi un mandat pentru 4 ani.